Dragii mei, știu că nu este o perioadă tocmai favorabilă a vieții noastre, dar asta nu ne împiedică să o facem noi să fie mai favorabilă. Cu toate că nu putem controla lucrurile care se întâmplă la nivel mondial, putem, într-adevăr, controla timpul petrecut acasă. De aceea, ceea ce vă sugerez eu este ca în această perioadă să vă conectați mult mai mult cu cei din familia voastră, să vă conectați cu propria persoană și să căutați în interiorul vostru acele resurse care poate nu au fost fructificate la nivelul așteptărilor voastre. Este timpul să creșteți. Este o perioadă favorabilă de a avea mai mult timp pentru voi. Creați-vă zilnic o rutină. Pentru doamne și domnișoare, vă sugerez ca în fiecare dimineață, când vă treziți, să vă îmbrăcați frumos, să vă machiați, să vă coafați. Este valabil și pentru partea masculină. Este important să faceți acest lucru pentru că asta vă va crea o stare de bine. De asemenea, zilnic, această rutină trebuie menținută prin diverse activități, precum lucru la birou, gătit, sport și așa mai departe. Este de asemenea foarte important să nu lucrați din pat, pentru că asta vă va oferi o stare de moleșeală, anxietate, poate de mai puțin chef. De aceea, tindeți și faceți astfel încât în fiecare zi să lucrați la masă. În același timp, trebuie să știți că în această perioadă, noi, specialiștii din domeniu, depunem toate eforturile necesare să fim alături de dumneavoastră. Ne dorim ca în această perioadă să venim în sprijinul vostru cât mai sănătos. Dar pentru asta avem nevoie de voi. Avem nevoie de disponibilitatea voastră, de gândirea voastră pozitivă și avem nevoie ca voi să nu deveniți contagioși emoțional. Pentru că studiile psihologice ne spun că în această perioadă mai contagios decât virusul sunt sentimentele care ne provoacă poate anxietate, furie, îngrijorare, deoarece ne sunt limitate interacțiunile sociale, ne sunt limitate acele activități care ne destresează și ne fac să ne simțim bine, cum ar fi mersul la sală, ieșirile cu prietenii și așa mai departe. În schimb, ceea ce puteți face voi în această perioadă este să vă permiteți să creșteți, să vă dezvoltați personal, să vă documentați sănătos și să căutați în fiecare moment un gram de bucurie. Așa cum în fiecare dimineață mă trezesc cu un zâmbet și aleg să îl folosesc de un miliard de ori pe zi, este ceea ce vă transmit și vouă. De asta suntem aici. Pentru că împreună putem deveni mai buni. Împreună putem depăși această perioadă mai dificilă, dar nu imposibilă. Pentru că avem toate resursele necesare. Important este să le căutăm în interiorul nostru. Am toată convingerea că veți găsi modalitățile necesare și prin intermediul meu și al colegilor mei, astfel încât să aveți o stare mai bună. Cu siguranță această perioadă va trece, pentru că nimic nu este etern. Și așa cum noi comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciune, El întotdeauna comunică cu noi prin intermediul intuiției.
Lăsați-vă libere gândurile. Fructificați-vă creativitatea. Jucați-vă, distrați-vă și căutați să transformați acele activități pe care le făceați în mediul social cu prietenii în mediul online. Este posibil. Am toată încrederea că vom depăși împreună această perioadă cu un zâmbet pe buze și ne vom aminti cu drag de acele momente în care am putut sta acasă atât cât ne-am dorit. Rămâneți cu bine!